Domnul Băsescu a cerut-o pe doamna Udrea de soție. Vreau să vă întreb cum comentați lucrul ăsta. Ceva a fost între ei. Totul părea, era prea apropiați unul de altul. Am înțeles, ca să nu se ajungă și aici la un moment dat, nu? Da. Domnul Băsescu a cerut-o pe doamna Udrea de soție. Vreau să vă întreb cum vedeți, cum comentați lucrul ăsta. Da. Cum comentați lucrul ăsta? Ce chestie, domnule? Domnul Băsescu a cerut-o pe doamna Udrea de soție. Cum vi se pare lucrul ăsta? Mi se pare cam neplăcut. De ce? Păi nu s-ar merita. De ce credeți că a făcut-o? Sau ce? Nu, ca să demonstreze la toți care vorbesc. Că e adevărat acum? Ține la ea și crede că are o valoare mare. Cum vedeți lucrul ăsta? Păi cum văd, Băsescu vrea să scape, probabil, că are pilele lui, nu știu ce are. Da, da, da. Știți? Că așa se vede. De la sine, oricine, ultimul copil și ăla poate să spună așa ceva. Deci Băsescu vrea să o salveze cu orice preț, că ei au trăit mult împreună și au făcut multe afaceri și multe porcării. Credeți că se înțeleg sau cum îi vedeți? Se vor certa? Cum vedeți dumneavoastră căsnicia asta? Eu cred că nu o să trăiască e bine, să ceartă. Cine credeți că e de vină? Doamna Udrea, domnul Băsescu? Doamna Udrea, că s-a băgat. Doamna Udrea? Da. Am înțeles. De ce? Pe n-ar trebui să se credeți bagă. Că o să-i facă mâncare lui domnul Băsescu, o să-i spele, o să-i calce? Nu o să-și facă ea așa ceva lucru din asta. Că se duce la restaurant și mănâncă, că are de unde. Domnul Băsescu a cerut-o pe doamna Udrea de soție. Vreau să vă întreb cum vedeți lucrul ăsta. Vi se pare normal? Vă așteptați la așa ceva? Că nu e nicio surpriză. Sunteți șocat așa? Nu sunteți, nu? Nu, la câte se întâmplă și ce șoc să mai primești. Îi vedeți că se înțeleg, se vor certa de la bani. Cum vedeți căsnicia asta? Căsnicia asta n-aș vedea-o bine pentru că sunt două fiiri puternice. Și se vor certa, spuneți? Da, se vor certa și până la urmă se vor despărți. Ce credeți că a cerut-o de soție? Să o scape sau cum vedeți noastră? Să o scape, cu siguranță. Păi ei se băgați toți așa. Cât credeți că va dura căsnicia asta? Cum o vedeți? Nu cred că durează mult. Cam cât îi dați așa? Cam cât îi vedeți căsătoriți? N-am idee așa, dar cred că maxim dacă ar trăi un an. Cam atât. Cam. După care vor divorța, spuneți. Da. Asta e așa, de... Cât ar putea? De cum ar fi un mariaj de ăsta. Am găsit-o pe asta, mă duc, mă plimb, nu știu pe unde, la ce stațiune. Ce le-ați transmis de noastră? Să fie sănătoși. Și ca să aibă răbdare. Să rezolvă toate alea. Eu au trăit toată perioada, domnule Băsescu cu Udrea. Când aia s-a despărțit de... De cocoș. Așa. Dar și... Cum îi vedeți în căsnicia asta? Se vor înțelege? Sau se vor certa? Cum îi vedeți? Nu se înțelege. Vedeți că se vor înțelege bine? Se vor certa de la bani? Cum vedeți? Nu să se înțeleagă. Nu se vor înțelege. Cât le dați până la divorț? Nu, e apucă un an. Nu e apucă un an și divorțează. Am înțeles. Unde credeți că vor pleca luna de miere? Pleacă în alte țări. Nu la noi aici? Nu. Credeți că doamna Udrea o să-i gătească lui domnul Băsescu, o să-i facă mâncare, o să-i facă o tocăniță, ceva? Sau o să-l lase așa? Păi, depinde și ai în buzunar. Dar credeți că la cum îl știți pe domnul Băsescu că o să o și bată pe doamna Udrea? Acum la de papagal are, cred. Are papagalul, are destul de papagal, da? Cât credeți că va dura căsnicia asta, așa, după experiența pe care o aveți dumneavoastră? Eu cred că va dura. Va dura ceva? Da. Adică nu-i vedeți divorțând foarte repede? Ca Nu. Ei trăiesc de mult, domnule. Ce mai e la asta? Cine depune cererea de divorț? Doamna Udrea sau domnul Băsescu? Cred că e doamna Udrea. Bagă divorț? Da. O să-l înșele? S-ar putea? Da, s-ar putea. Să le transmiteți ceva celor doi. Să ducă dracu să-mi mai auzim de numele lor. Scurt! Am nu. Că le spuneți ca să dă piatră. Nu, să nu aud, să dispară. Chiar din țară să dispară. Vreau să le transmiteți ceva celor doi. Ce mesaj aveți pentru ei? Pe ce mesaj am pentru ei? La amândoi. Vrea să facă nuntă, să cunună acum din nou. Exact. Ce le-ați transmite? Transmit să fie fericiți. Să de piatră. Am înțeles. Dar... Și să se distrează în continuare.